Ronaldo, Marian, pentru că Jocurile Olimpice de anul acesta sunt organizate de Japonia, am pregătit pentru voi o scurtă incursiune în cultura Japoniei și câteva curiozități legate de această țară. Am pregătit practic niște întrebări, fiecare cu câte trei variante de răspuns. După ce le voi anunța pe fiecare în parte, aveți la îndemână câte un buton. Dacă sunteți siguri de răspuns, apăsați. În cazul în care nu ați găsit răspunsul corect, celălalt are voie și la o încercare. Sunteți pregătiți? Multe baftă. Perfect. Cât întârzie în medie un tren în Japonia? A. 18 secunde. B. 18 minute. C. O oră și 18 minute. 18 secunde. Răspuns corect. Punctualitatea este extrem de prețuită, iar personalul feroviar are parte de pregătire specializată la cel mai înalt. Știu că mă pricep la trenuri. Nu te aștepta să termin, nu se pot. A cam furat start. Am furat un pic. Chiar îți plac trenurile? Da. 1-0 pentru Maria. Întrebarea a doua. Pădurea Aokigahara din Japonia este pe locul 2 în lume la numărul de specii de copaci și de plante comestibile, numărul de sinucideri care au loc în interiorul ei, numărul de OZN-uri raportate de turiști în zonă. Ronaldo. B. Numărul de sinucideri. Corect, răspuns corect. B. 1-1. Meci strâns. Câte perechi de bețișoare pentru mâncat se folosesc anual în Japonia? 850 de milioane, având în vedere că Japonia are peste 100 de milioane de locuitori, 24 de miliarde de perechi de bețișoare, 50 de milioane, pentru că nu toată lumea folosește bețișoare. B. Ronaldo. 24 de miliarde? Corect. Iar dacă toate ar fi din lemn, ar însemna aproximativ 13 milioane de copaci. A furat. Ai mai fost în Japonia? Nu. 2-1. A furat. Corect. Am calculat repede. Continuăm. Gheișele, apărute în secolul 18. În primii lor ani de activitate, A. Erau plătite în saci de orez și în mod excepțional primeau câte un curcan pentru calitatea înaltă a serviciilor. B. Erau preponderent bărbați și își purtau părul în patru feluri de coc. C. Erau pe timpul zilei angajate la diferite ghișee, de unde și denumirea de gheișă. Marian. Ce? Erau angajate la ghișee? Nu. La trenuri, cred. La ghișee de tren. A. Nu. Nu, Ronaldo. B. Nu. Bravo. Din păcate a trebuit exact încercările. Erau preponderent bărbați și își purtau părul în patru feluri de coc. Bun. 2-2. Rămâne scorul 2-1. No, pentru 2-2. Ronaldo. 2-1 pentru Ronaldo. Continuăm. Ce modalitate ingenioasă au creat japonezii pentru creșterea eficienței transporturilor și depozitării de fructe? A. Umplu containerele amestecând banane cu portocale pentru cât mai puțin spațiu gol. B. Au creat o specie de pepeni pătrați ca să poată intra cât mai mulți într-un transport. C. Scot lichidul din struguri și îl transportă separat, apoi îl reinjectează în boabe. A trișat, a trișat. Aș fără asta. B, nu contează. Trebuie să lăsăm. B. Atunci, pentru că ai fără asta, lăsăm și pe Ronaldo să răspund. Zi-mă B. Zi-B. Pepe împătrați? Ce? Răspunsul corect este B, pepe împătrați. Am văzut într-un video pe YouTube. Asta stă numai pe TikTok. Cum ar putea să nu știe? Scorul este 2-2. Câte insule are Japonia? 4 insule, 1353 de insule, 6852 de insule. Ronaldo. B. Nu? A. Nu. Ce? Sunt 6852 de insule. Asta deși 4 dintre insule reprezintă 97% din toată suprafața țării. Celelalte sunt foarte mici. Vezi, am știut eu ceva. În continuare, egalitate. 2-2. Care din următoarele afirmații despre Japonia sunt adevărate? Poate fi una, două sau pot fi trei. A. 98% dintre adopții reprezintă adoptarea unui bărbat între 20 și 30 de ani. Festivalul Naki Sumo este câștigat de luptătorul de sumo care reușește cel mai repede să facă un bebeluș să plângă.
Ce? Mai multă hârtie se folosește pentru publicarea de benzi desenate decât pentru producția de hârtie igienică. Ce? Marian. Ce? Ronaldo? Ce și... A. Punctul merge la Ronaldo. Toate trei sunt adevărate. A fost cel mai aproape, Marian. Aia cu sumă... Corect. E real. Incredibil. 3-2 pentru Ronaldo. Câte persoane de peste 100 de ani aproximativ trăiesc în Japonia? 10.000, 70.000, 230. A. Nu? Ce? Nu. Bă, nu cred. 70.000. Doamne. Hai că le-am nimerit. Aproape o treime din populația Japoniei are peste 65 de ani. A, peste 65 am zis, peste 100. Nu, peste 100 întrebare, dar asta ca să dai seama cât de în vârstă sunt. 3-2 în continuare pentru Ronaldo. Dacă mănâncă numai orez, vezi? Proteine. Un jucător de sumo cântărește peste 100 de kilograme, 200 de kilograme, 300 de kilograme. Ronaldo. B. Nu? Ce? Ce? Peste 300 de kilograme. 3-3. Faptul că japonezii sorb supa zgomotos arată că A. le place, B. își arată respectul și aprecierea față de gazdă, C. sunt înfometați. B. Răspuns corect, Ronaldo. Respectul și aprecierea față de gazdă. 4-3 pentru Ronaldo. De ce Ronald McDonald se numește Donald McDonald în Japonia? A. Ronald este prenumele unui criminal în serie celebru în Tokyo. B. Japonezii au o problemă în a pronunța litera R. C. Primul McDonald's deschis în Japonia a scris astfel din greșeală, iar japonezii s-au obișnuit așa. B. Corect. Japonezii au o problemă în a pronunța litera R. Deci la el o să fie Deaconu... Ronaldo. Donaldo. Ronaldo. Bine. 4-4. Ce cantitate de fructe de mare se consumă anual în Japonia în tone? 7,4 milioane de tone de fructe de mare, 100 de tone la 125 de milioane de japonezi sau 10.000 de tone? A. Răspuns corect, 7,4 milioane. E bun pe matematică, Ronaldo. Întotdeauna raportează la populație. 5-4 pentru Ronaldo. Continuăm. Să rupi ambalajul unui cadou în cultura japoneză arată că apreciezi gestul făcut de cel ce oferă cadoul, este nepoliticos sau se pedepsește conform legii? Ce? Că e prea țignită, nu are. Ce? Nu. A. Nu. B. Este nepoliticos. Și eu am vrut să zic B, dar am crezut că e ca la celălalt. În America sunt entuziasmat. Dacă ăștia din sumă câștigă când fac un bebeluș să plângă, mă gândeam. Câte persoane mor împușcate în Japonia în fiecare an? 24.000 și crește numărul tot mai mult de când sunt săbiile tot mai rar folosite. Maximum 10, spre exemplu în 2017 au murit doar 3. Între 4.000 și 6.000 pentru că nu există informații precise. Marian? Ce? Nu? B. Minimum 10. De exemplu, în 2017 au murit doar 3. Am crezut că au dat drumul la pistolele. E la, ca și la Conquistador, care deja e cel mai lung răspuns. Japonia este una dintre cele mai sigure țări din lume. 6-4 pentru Ronaldo și mai sunt două întrebări. Trebuie să facem egalitate. Câte cutremure aproximativ au loc în fiecare an în Japonia? 250, dintre care 150 foarte puternice, 1500 de cutremure sau 85.000 de cutremure, toate resimțite pe toată întinderea țării? Marian? B. 1500 de cutremure. Japonia este la întâlnirea a 4 plăci tectonice majore. Hai cu combeacu. Te las, am lăsat să fie mai echilibrat. 6-5. Ultima întrebare. Ce superputere are Mirai Towa, una din cele două mascote ale Jocurilor Olimpice din acest an? A. Transformă gândurile rele în fluturi. B. Se teleportează. C. Oferă vacanțe pe alte planete medaliaților cu aur. A fost primul. Ronaldo a fost primul. B. Se teleportează. 7-5. Mă uit la anime-uri, n-are cum să nu... Da? Chiar știi ai. Felicitări. Multă baftă. Mulțumim. Mulțumim.